Un bărbat dintr-o comună din împrejurimile Hârleului a fost arestat preventiv pentru viol în formă continuată. Oamenii legii l-au le ridicat pe suspect zilele trecute, după ce procurorii din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Hârlău au solicitat arestarea preventivă. Magistrații au dovezi că acesta ar fi profitat de propriile fetițe, iar primele abuzuri ar fi început de pe când copilele aveau 10, respectiv 12 ani. Din probatorul administrat până la acest moment procesual rezultă suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2019 până în luna iunie 2023, inculpatul LM a întreținut în mod repetat, prin constrângere sau profitând de imposibilitatea de a se apăra, raporturi sexuale, precum și acte sexuale de altă natură, cu fica sa minoră LPR, actualmente în vârstă de 16 ani, după fiecare raport sexual, amenințând minora cu moartea pentru a nu mărturisi cele întâmplate. Totodată, același inculpat, începând cu luna martie 2022 până în luna iunie 2023, a întreținut în mod repetat, prin constrângere, profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra sau folosind forța fizică, raporturi sexuale, precum și acte sexuale de altă natură, cu fica sa, LAN, actualmente în vârstă de 11 ani după fiecare raport sexual, amenințând minora cu moartea pentru a nu mărturisi cele întâmplate. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul judecătoriei Hârlău a admis propunerea de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile a inculpatului.